Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Teodora Tompea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice, care împlinește astăzi 100 de ediții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi încă de la început, într-un demers jurnalistic ambițios, care își propune să ne ajute pe noi toți să avem grijă de planeta noastră. Astăzi vorbim despre pericolele de mediu care planează asupra omenirii anul acesta. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. În 2023 vine cu noi îngrijorări legate de mediu. Sunt marile provocări la care planeta va trebui să facă față și reprezintă urgența majoră a omenirii. E de așteptat să ne confruntăm cu alte valuri de căldură și inundații devastatoare, cu poluare tot mai accentuată pe scurt. Nu vom scăpa deloc de amenințările climatice, care au făcut atât de multe pagube și în 2022. Iată acum câteva dintre cele mai mari provocări de mediu de anul acesta. Poluarea aerului va fi cu siguranță una dintre marile provocări ale omenirii și în 2023. Estimated 4.2 to 7 million people died from air pollution worldwide every year, and that 9 out of 10 people breathe air that contains high level of pollutants. Poluarea este o problemă majoră de sănătate publică în multe state. În Franța, de exemplu, în fiecare an provoacă moartea prematură a 40.000 de oameni. Most of these deaths are caused by chronic diseases, stroke, lung cancer, chronic obstructive lung disease. O altă mare provocare de mediu este poluarea mărilor și oceanelor, de la scurgeri de petrol și substanțe chimice până la deșeuri din plastic. Toate distrug una dintre cele mai valoroase resurse ale planetei. Potrivit ONU, în oceane ajunge în fiecare minut o cantitate de plastic ce ar avea loc într-un camion. Increasing pollution suggests that legally binding solution is now necessary to bring all countries on board. Defrișările sunt o altă problemă cu care se va confrunta planeta și în acest an. Exploatările ilegale și incendiile scăpate de sub control au distrus cantități uriașe de pădure, iar asta crește cu 15% la emisiile de gaze cu efect de seră. O aumento significativo da taxa anual de desmatamento do Cerrado nesse último período, ele é bastante preocupante porque é um bioma que já perdeu 50% da sua cobertura original nativa nas últimas décadas. Pe lista provocărilor din 2023 sunt și schimbările climatice. Principala lor cauză o reprezintă gazele cu efect de seră, iar printre efecte se numără încălzirea mărilor și oceanelor și creșterea nivelului acestora. We are still clearly moving in the wrong direction. I call on every leader to step up. They must come with new, tangible and credible climate action to accelerate the pace of change. Și ajungem la subiectul biodiversității, în pericol din cauza poluării și defrișărilor. Miliarde de specii dispar sau au dispărut deja, iar unii oameni de știință vorbesc despre o a șasea extincție în masă. So many challenges and difficulties in looking at the areas to conserve biodiversity. Not all societies and all people are fully aware of the quantum of benefit that can be derived, you know, from biodiversity protection. Primele zile ale lui 2023 au adus o premieră în România. A fost cel mai călduros început de an din istorie. Maximele au depășit 21 de grade Celsius, ca într-o zi de final de primăvară. S-au înregistrat recorduri de temperatură la 130 de stații meteo din 160. A debutat cu valori de temperaturi maxime considerate și recorduri în cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor meteorologice.
deja a devenit o tradiție ca să vorbim de un decembrie sau de o lună ianuarie și chiar și februarie mai calde decât în mod obișnuit. Și iată că nici iarna 2022-2023 nu a făcut excepție până în prezent. Și restul Europei s-a confruntat cu temperaturi record la început de ianuarie. În cel puțin 8 țări, mercurul din termometre a urcat până la valori care i-au uimit și pe climatologi. În nordul Spaniei și sudul Franței a fost chiar vreme de plajă, 25 de grade Celsius. Explicații pentru acest val nefiresc de căldură vin chiar acum de la Roxana Bojariu, climatolog. E un episod de vreme extremă și cu recorduri deosebite care uimesc climatologii. S-a mai întâmplat așa ceva pentru luna ianuarie și pentru state precum și le menționam puțin mai devreme. Marea Britanie, țări precum Olanda, Danemarca, Lituania, Belarus, Polonia, unde au fost și temperaturi de 20 de grade undeva spre sfârșitul anului trecut, dar și în prima zi din ianuarie. Extinderea spațială foarte mare și amplitudinea cu care am avut aceste extreme termice sunt ieșite din comun. Vorbeați de Polonia, acolo a fost bătut un record pentru luna ianuarie cu 5 grade peste vechiul record. Și în România am avut pe întreaga cuprinderea țării temperaturi record, chiar dacă nu s-a bătut acel record absolut al lunii de 22,2 grade Celsius înregistrat în 2001. Totuși, numărul mare de stații în care am avut temperaturi mai mari decât ceea ce ar fi fost normal, cu multe grade. Am avut temperaturi de 19, de chiar peste 21 de grade Celsius. Și lucrul acesta vine încă o dată să ne arate accelerarea încălzirii globale, pentru că e vorba de fenomene care, deși s-au mai petrecut în trecut, totuși amploarea, intensitatea lor, amplitudinea lor spațială ține de această accelerare a încălzirii globale. Am avut întotdeauna transfer de căldură dintr-o parte în alta a emisferei nordice, de exemplu, unde ne aflăm, dar acum sursa de căldură este mult mai consistentă, avem o cantitate sporită de căldură în sistem și atunci aceste anomalii termice sunt mult mai mari și lucrurile se leagă. Inclusiv episodul acela de vreme foarte severă din Statele Unite a venit tot pe acest fond în care avem mișcări foarte dinamice și cu amplitudine mare pe direcția nord-sud, pentru că avem o zonă arctică care se încălzește de aproape 3 ori mai repede decât media globală și atunci asta provoacă un dezechilibru, o perturbare în transferul de căldură și umiditate dintre cuptorul tropical și frigiderul arctic. Și atunci avem acele pătrunderi, ați văzut, foarte rapide, o energie în plus în sistem care face ca lucrurile să atingă amplitudini și intensități deosebite. Și în Europa, iarăși, pe partea cealaltă, de data asta, intensități în temperaturi ridicate. Avem temperaturi foarte ridicate și mai ales acest transport pe o zonă foarte mare continentală, dar acum și pe partea de est a Statelor Unite și a Canadei avem temperaturi mai ridicate. Ce vedem aici e curentul jet, care este până la urmă cel ce înconjoară polul nord și aceste ondulări ale curentului jet aflat cam pe la 10 km deasupra suprafeței, fie împing aerul mai cald spre nord, fie împing aerul mai rece dinspre nord spre sud. Și atunci avem contrastele regionale. Numai că
cantitățile sporite de căldură din sistem potențează și mai mult acest transport, altfel să-i spunem normal. S-au mai întâmplat astfel de episoade și în trecut, dar nu la amplitudinea pe care o vedem, nu cu contrastele termice pe care le vedem. Iar dacă ați crezut că 2022 a fost un an călduros, aflați că în 2023 temperaturile vor fi și mai mari. Asta spun meteorologii din Marea Britanie, care cred că acesta va fi unul dintre cei mai fierbinți ani înregistrați vreodată. Iar dacă ne uităm cu atenție la costurile schimbărilor climatice de anul trecut, 170 de miliarde de dolari este valoarea celor mai costisitoare 10 dezastre din 2022. Un alt pericol este ca anul 2023 să fie cel puțin la fel de violent în privința fenomenelor extreme. Uragane, secete extremă, inundații, incendii uriașe. Acord istoric pentru biodiversitate la summitul ONU COP15. Peste 190 de țări au decis că este timpul să oprească distrugerea ecosistemelor și a resurselor planetei. S-a ajuns aici după negocieri dificile și opoziția venită din partea unor țări. Pentru ca acordul să prindă contur, au fost stabiliți pași clar de urmat, iar primul termen care trebuie respectat este anul 2030.
Un acord care se încheie odată la un deceniu, asta au scris jurnaliștii britanici despre înțelegerea parafată la Montreal. A fost nevoie de 4 ani de negocieri, 10 zile de summit și o noapte de maraton diplomatic pentru a se ajunge la acordul semnat de 190 de state. Pactul de pace cu natura, așa cum a fost numit, își propune protejarea zonelor terestre și maritime în fața crizei climatice. În acest moment, doar 17% din suprafața terestră și 8% din cea acoperită de apă sunt arii protejate. Acordul își propune ca până în 2030 proporția să ajungă la 30%. There's more to do in the international policy, but that's exactly why we need a global framework. We need everybody engage around a common direction in a common global biodiversity plan. Acordul are 23 de obiective, printre care și eliminarea subvențiilor dăunătoare agriculturii și reducerea pericolului reprezentat de pesticide. În plus, țările în curs de dezvoltare vor primi ajutoare anuale de 30 de miliarde de dolari. Înțelegerea prevede și protejarea populațiilor indigene care își pot administra în continuare terenurile. We could lose about maybe 1 million species in a few years to come from now. We need the same message. If we are going to have life on this planet for humanity over a long period of time, then people have to change their ways. Dar obiectivele stabilite nu au fost pe placul tuturor. Republica Democrată Congo, de exemplu, a fost nemulțumită pentru că ceruse o finanțare mai mare pentru țările în curs de dezvoltare. Iar unii ecologiști se tem că termenele limită anunțate la Montreal sunt prea îndepărtate. Statele Unite dau 75 de milioane de dolari ca să ajute comunitățile afectate de schimbările climatice. Este vorba de triburi care trăiesc în zone de coastă aflate în pericol. Decizia vine după una similară luată în timpul administrației Obama. It's heartbreaking to see a home, that is almost being lost. And then you keep their tradition, you keep their identity. How concerned are you about what might happen to this village, to your home? I'm pretty concerned. That water, when it rises, you know, it's just right over there, you know. It's scary, I see it. The folks didn't want to get integrated into another village or move because they've been around this area for hundreds of years. Keeping their subsistence livelihood intact together with their culture. Incendiile de vegetație de anul trecut au eliberat în atmosferă o cantitate record de emisii de carbon. Informația apare într-un raport al Serviciului European pentru Monitorizarea Schimbărilor Climatice și oferă o nouă imagine sumbră asupra viitorului planetei. Fires emit a lot of things, so much so that in terms of greenhouse gases, fires from biomass and wood burning exceed global transport emissions. Really is how quickly will this be taken up again by the vegetation, and it's likely to be relatively slow because some of the forest that has burned there is recovering very slowly. There will be potentially up to 50% of summer days in the UK having a very high fire risk, and that compares to like 10% of summer days today. Thank you.
Facem acum cunoștință cu un american care a renunțat la viața obișnuită și a ales minimalismul. A lăsat deoparte toate lucrurile de care nu avea neapărat nevoie și a păstrat doar strictul necesar, obiecte care nu poluează. Îl urmărim și noi în continuare într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru a proteja planeta. I have about 47 possessions and that number fluctuates. I'll start with my backpack. It's a standard weekend size backpack. I have a pillow, and then as far as clothing goes, I have a total of 13 items of clothing. I have the sweater that I'm wearing, the shirt that I'm wearing in shorts, and then in my bag I have a pair of pants, another pair of shorts. I have a handheld razor for cutting my hair and my beard, and I have a toothbrush, toothpaste, dental floss. My most important possessions is this pot. This pot serves both for cooking, it serves as a bowl. I can actually take the top off and use that as a plate as well. This is all of the electronic items that I own. I have a computer, headphones, and then I have my charger. I use my computer for all of my communication, and my cell phone, got rid of that about 5 years ago, and now I have not a single bill or debt to my name. One of the early steps that I would take is I would go through my stuff and I would look at it and I would ask myself, have I used this in the last 6 months to a year? And if not, that was a good reason to think that I might want to get rid of it. And that helped me to purge my life of stuff. This minimalism for me, it's partially about living the life that I want, but it's also a statement. It's about getting people to question their stuff. Do they need as much stuff as they think they do in order to live a happy, healthy, purposeful life? O casă eco-autosuficientă care nu are nevoie să fie racordată la utilități. Este ideea, pe cât de ingenioasă, pe atât de sustenabilă, a unui arhitect libanez. Locuința construită de acesta absorbe umiditatea, păstrează căldura și are inclusiv o cameră de sticlă, acolo unde cresc plantele exotice. Inside the glass room, it has an important role in cooling and heating the house. It allows us to plant exotic fruits because it has a warm climate all year. Today, there is a problem in architectural engineering. It pollutes the environment very much. The whole construction process is not eco-friendly. It pollutes both water and air. It's also inefficient. Houses today always require heating, cooling, electricity and water, so there is high dependency. Vestea bună a planetei vine din Galapagos, unde au fost văzuți pentru prima dată pui de iguană roz. Descoperirea este cu atât mai importantă, cu cât vorbim de o specie pe cale de dispariție. Iguana roz poate fi găsită doar într-o anumită zonă a arhipelagului și a fost recunoscută ca specie separată abia acum 13 ani. Cele aproximativ 200 de exemplare existente trăiesc pe pantele unui vulcan activ, ceea ce face specia una dintre cele mai vulnerabile din lume. Cu un cap scurt și picioare posterioare puternice, iguanele roz au fost descoperite în 1986 și sunt în principal erbivore. La naștere sunt verzi, dar își schimbă culoarea de-a lungul vieții. Aici se încheie o nouă ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți idei de subiecte sau de invitați, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram a emisiunii. Până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră.